Bună ziua, dragii mei berbeci! Voi face horoscopul pentru dumneavoastră pentru săptămâna viitoare, pentru toți cei născuți în semnul berbecului, în zodia berbecului, lună sau ascendent. Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc pentru toată susținerea, pentru mesaje, pentru că mă urmăriți. Vă mulțumesc din suflet. Haideți să vedem ce va fi în această săptămână pentru voi, berbecilor, ascendent luna în zodia berbec. Ce va fi în viața dumneavoastră? Ce fel de energii vor veni înspre dumneavoastră? Cum va fi în această săptămână pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip, pentru zodia berbec, luna sau ascendentul berbec? Ce va fi în această săptămână? Cum va fi în această săptămână? Ce va veni în această săptămână în viața dumneavoastră? Haideți să vedem. Haideți să vedem. Primul card pentru zodia berbec. 5 de bețe. În această săptămână, la începutul săptămânii, de fapt, vor fi anumite conflicte cu alte persoane, posibil la locul de muncă sau în familie. Va trebui să luptați mai mult, vor fi anumite argumente pro și contra, anumite discuții în contradictorii sub, în ce privesc anumite situații, în ce privesc anumite planuri, da? E o luptă de ego, să spunem așa. Sunt personalități diferite care veți ajunge să. Anumite personalități care nu sunt de acord în ce privesc anumite planuri și pentru asta va fi un pic de conflict, va fi un pic de contrarietăți, o lupte în ce privesc argumentele, în ce privesc aceste situații sau planuri. Haideți să vedem următorul card pentru zodia berbec. Ok, judecata. O veste. Veți primi o veste cât de repede și acest lucru vă va da un pic de gândit. Trebuie să vă gândiți un pic în ce privește trecutul dumneavoastră, în ce privește prezentul, pentru că va trebui să luați o decizie, da? Va trebui să evaluați anumite aspecte din viața dumneavoastră. E nevoie, va fi o trezire, să spunem așa, pe plan financiar sau o trezire în ce privește locul de muncă, familia sau spiritualitate. Va să fie, nu neapărat doar în ce privește viața de zi cu zi, da? E ca și cum veți avea o parte de o trezire în ce privește aceste conflicte. O trezire să înțelegeți mai bine cum stau lucrurile la locul de muncă, în ce situație vă aflați, ce decizie trebuie să luați. Da? E nevoie de o decizie. Pentru asta trebuie să faceți o evaluare a situației în care vă aflați. Ce s-a întâmplat în trecut, ce există în prezent și ce trebuie să faceți. E nevoie ca dumneavoastră să iertați, da? Și să știți că se va renoi ceva aici în viața dumneavoastră, va fi o schimbare sau e posibil ca să vorbească despre familia dumneavoastră, să fie o împăcare în ce privește aceste conflicte, să fie o împăcare ca oricineva din trecutul dumneavoastră să se întoarcă, să se reunească familia sau dumneavoastră să mergeți. Să vă întoarceți undeva acasă la cineva sau în trecutul dumneavoastră, să spunem așa. E ceva care se întoarce în viața dumneavoastră și e nevoie să vă treziți, să spunem așa. Veți vedea anumite lucruri diferit, sub o altă formă, sub o altă lumină, să spunem, și trebuie să evaluați bine, înainte să judecați și trebuie să decideți, dar va fi o schimbare importantă, să știți, în mai bine, da? Veți merge din ce în ce mai bine, văd protecție în ce privește familia, va fi o schimbare în bine, da? Haideți să vedem următorul card pentru zodia berbec, luna ascendent.
Ok, v-am spus, un nou început, magicianul. Deci va fi o nouă schimbare, un nou început în ce vă privește. Veți manifesta anumite dorințe ale dumneavoastră, veți manifesta ceva cu familia, va fi o nouă comunicare, un nou început, veți munci mai mult, veți crea, veți acționa, va fi o magie în viața dumneavoastră. Bineînțeles că e nevoie ca dumneavoastră să decideți, da? Veți primi o veste în ce privește locul de muncă sau un nou job. Pentru asta e nevoie să decideți. Se va termina un ciclu în viața dumneavoastră și va fi un nou început. Veți fi angajați. E ca și cum se vor manifesta dorințele dumneavoastră. E ca și cum dumneavoastră așteptați acest mesaj, această veste. Deja o așteptați din trecut să vină și va veni. Văd că veți manifesta în viața dumneavoastră dorințele dumneavoastră. Sau e posibil ca copilul dumneavoastră să se întoarcă acasă, dacă aveți un copil care e în străinătate, studiază în străinătate sau studiază la distanță. E posibil ca acest copil să vă dea o veste sau o persoană mai tânără de dumneavoastră să vă caute, să vă dea o veste. Haideți să vedem următorul card pentru zodia ascendent lună berbec. Următorul card, soarele. 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 Pozitivitate, libertate, bucurie. V-am spus, ceva în viața dumneavoastră se va schimba în bine. Va ieși soarele pe strada noastră, veți avea mai multă energie, confidență, veți fi mai bucuroși și veți sta mai bine în pielea dumneavoastră, cu alte cuvinte, da? Veți fi entuziasmați, veți fi norocoși. E posibil ca la acest loc de muncă să primiți o reînnoire de contract și pentru asta să vă mărească salariul. E oriceva în ce privește familia. Ceva se va întâmpla în viața dumneavoastră pozitiv. Ceva veți străluci, să știți. Veți fi un adevăr va ieși la iveală. Dacă au fost anumite lucruri ascunse sau dubii, ați avut sau îndoieri, să știți că va fi parte de claritate în această săptămână și cum spuneam înainte, veți înțelege și veți vedea altfel lucrurile, mai clar. Pentru că va veni această trezire în viața dumneavoastră, cu un nou început, cu soare, cu căldură. În ce privește familia, se noiește ceva în sânul familiei, noi începuturi în sânul familiei, sau veți face ceva, un job, sau veți face aceste proiecte cu familia dumneavoastră. Următorul card pentru zodia luna, ascendentul berbec. Haideți să vedem. Vor fi multe schimbări, oportunități vor veni spre dumneavoastră pe la mijlocul săptămânii, așa, o persoană care va veni foarte hotărâtă spre dumneavoastră, o persoană care e o persoană deschisă, directă, este un pic și impulsivă, da? Dar această persoană este decisă pentru a obține. Cred că dumneavoastră veți fi această persoană, veți fi deciși să obțineți ceea ce doriți de la acest soare, de la familie, sau veți pune lucrurile pe cum stau pe bune, adică veți fi mai clar în ce privește comunicarea, în ce privește dorințele noastre, veți fi mai clar, mai deschiși și veți spune cum stau lucrurile în familia dumneavoastră sau la locul de muncă. Haideți să vedem următorul card pentru zodia berbec. Ok, și veți ajunge la independența dumneavoastră. În ce privește sănătatea noastră, eu vă văd mai echilibrați, cum zice și soarele, veți avea mai multă energie, va fi vindecare, da? Va fi speranță. Vă văd mai independenți, mai echilibrați, mai siguri pe voi. În ce privește stabilitatea financiară, în ce privește profiturile, văd că ați ajuns să fiți destul de maturi pentru a avea acea independență în ce privește și maturitatea și planul financiar. Veți primi o veste de la locul de muncă în ce privește această situație financiară.
financiară și veți fi mulțumit, să știți. Următorul card pentru Zodia Berbel, luna ascendent, haideți să vedem. Împărăteasa, succes, fertilitate. Deci dacă dumneavoastră aveți planuri și în ce privesc proiectele, în această săptămână e posibil să le puneți și în aplicare. Văd mai multă comunicare, văd mai multe proiecte în același timp. Vă văd foarte senzual, deschiși. O femeie va avea un rol important în viața dumneavoastră în această săptămână. E ca și cum în această săptămână veți dori să începeți un nou proiect, da? Și să dați viață la acest proiect. Trebuie să știți că, da, este ok, dar mai e de așteptat. Da? Mai este de așteptat. Veți avea parte de abundență, comunicare, creativitate. O femeie va avea un rol important în viața dumneavoastră, cum spuneam. Haideți că vreau să clarific aceste cărți, da? Să intru mai în profunzime, să înțelegem mai multe despre aceste cărți pentru a Zodia Berbec, luna, ascendentul Berbec, ce va fi, ce va veni în această săptămână care va urma pentru voi. Vreau să clarific aceste cărți. Te rog să mă ajut să clarific aceste cărți pentru Zodia Berbec. Haideți să vedem. Aceste conflicte. De ce sunt aceste conflicte? Ok, pentru că nu mai aveți timp. Se vede că ceva la locul de muncă, nu mai aveți timp sau dumneavoastră vă simțiți, cum să spun eu, vreți să faceți acum, vreți să schimbați acum, vreți să plecați acum, vreți să începeți acum. Nu, trebuie să așteptați momentul potrivit. Aici sunt anumite conflicte în ce privește timpul. Da? Când trebuie să acționați și sau sunt anumite conflicte în ce privește persoana dumneavoastră. Aveți conflicte interioare pentru că vreți să faceți ceva, vreți să începeți un proiect și nu mai aveți răbdare. Trebuie să așteptați momentul potrivit. Trebuie să așteptați să aveți răbdare. Văd că sunteți presați în ce privește timpul, dar cu calm și cu răbdare. Haideți să vedem judecata. Ok, da, judecata, pentru că sunt anumite certuri, anumite injustiții, să spunem așa, cum ziceam, la locul de muncă sau poate în relația dumneavoastră și doriți să tăiați acele injustiții, vreți să faceți dreptate în viața dumneavoastră, vreți să terminați cu aceste conflicte, da? Anumite conflicte, de ce? Pentru că nu văd egalitate ori la locul de muncă. E o diferență aici în ce privește ori de naționalitate, ori de niveluri în ce privește locul de muncă și nu este egalitate, adică e ca și cum dreptul dumneavoastră nu este respectat sau la locul de muncă sau în familie. E o diferență aici și dumneavoastră vreți să terminați cu aceste diferențe, cu aceste conflicte, cu aceste injustiții. Haideți să vedem. Da, pentru că vă simțiți blocați, vă simțiți fără puteri. E ca și cum ziceam înainte, vă simțiți că nu sunteți apreciați, respectați cât trebuie să fiți și e ca și cum ați pierdut încrederea, libertatea. E ca și cum sunteți ținut pe loc. Uh,
În ce privește magicianul, veți avea parte de noroc, da? Va veni noroc în viața dumneavoastră, norocul e de partea dumneavoastră, veți avea parte de relații cu abundență, cu prosperitate, da? Veți aduce schimbarea în viața dumneavoastră, veți ști ceea ce trebuie să faceți, veți începe să manifestați dorințele dumneavoastră, da? Veți avea parte de. După acest blocaj, după aceste injustiții, veți lua viața în mâini, veți decide ce trebuie să faceți și veți avea puterea necesară să aduceți această schimbare, să știți că e cu noroc. Norocul e de partea dumneavoastră. Soarele e să gândiți pozitiv și veți gândi pozitiv, veți înțelege cum stau lucrurile, veți fi mai pozitive, veți reflecta mai mult în această pozitivitate, vă veți exprima mai mult, veți ieși la suprafață, vă veți elibera de aceste cătușe, de acele conflicte, de acele injustiții care ziceam, vă veți elibera și veți schimba total modul de a fi. E ca și cum destinul dumneavoastră se va îndeplini, da? Iese soarele pentru că ceva în viața dumneavoastră se va îndeplini și veți înțelege cum stau lucrurile, veți vedea altfel lucrurile. Bineînțeles, sunt mai pozitiv, mai optimiste. Pe la jumătatea așa săptămânii să vă așteptați la aceste lucruri. Vedeți că divinitatea e de partea noastră. Acest lucru este destinat să vină în viața dumneavoastră, da? Veți fi mai puternici, mai optimiști, veți avea mai multă vitalitate, veți ști ceea ce trebuie să faceți, veți fi mai siguri pe voi. Și trebuie să acceptați, să nu depuneți rezistență la ceea ce va veni în viața dumneavoastră, să nu depuneți rezistență la persoanele care vor fi mai directe sau veștile. Ce vine în viața noastră, să fiți foarte lejeri, foarte fluizi, cum e apa, să vă mișcați natural, să acceptați, să nu depuneți rezistență, da? Ok, în ce privește independența dumneavoastră, sunteți protejați, ați ajuns la o independență în ce privește maturitatea dumneavoastră, ați ajuns foarte, foarte bine, v-ați maturizat și deja știți când să anticipați problemele care le veți avea și pentru asta văd că vă luați deja măsuri de precauție ca să vă pregătiți deja pentru anumite probleme. Dar vreau să vă spun că sunteți protejat. Sunteți protejat. Și văd că veți risca veți fi tentat să faceți anumite lucruri, veți fi mai independenți, adică în ce privește persoana dumneavoastră, nu veți mai accepta compromisuri și văd că veți risca și în același timp veți fi răsplătiți pentru riscurile dumneavoastră în ce privește independența. În ce privește această doamnă, domniță, anumite persoane din trecutul dumneavoastră se vor întoarce în viața dumneavoastră, vă veți reîntoarce la acele sentimente sau acea relație din trecut și veți dori să fii mai afascinanți, veți dori să fiți mai creativi. O femeie vă va atrage, o femeie va avea un rol important, e posibil din trecutul dumneavoastră sau să vă gândiți la anumite evenimente din trecut, dar în același timp vă văd foarte focusați pe un viitor cu această femeie, da? Și veți primi un dar. Veți fi răsplătiți. Ceva neașteptat. Ori o femeie din trecut va veni în viața noastră, ori persoana din viața dumneavoastră vă va da un dar. Veți fi surprinși. Ceva neașteptat va veni în viața noastră. Veți fi răsplătiți. Și în același moment vă veți focusa mai mult pe viitorul dumneavoastră, pe relația dumneavoastră în care vă aflați acum.
Haideți să vedem un mesaj din partea îngerilor pentru dumneavoastră, pentru zodie, lună, ascendentul în zodia berbec. Să vedem un mesaj din partea îngerilor. Ce mesaj au să vă transmită îngerii pentru dumneavoastră în această săptămână? Cu drag și cu toată inima vreau să vi-l transmit. Familie. Uitați aici, familia. Această situație e, în ce privește familia, rădăcinile tale într-o experiență emotivă care ai trăit-o cu un membru din familia ta. Da, deci ce spuneam la început, aceste conflicte posibil în ce privește familia dumneavoastră, trecutul dumneavoastră, noi putem să te ajutăm să înțelegi, să o vindeci. Da, cum spuneam, trebuie să o vindecați. La nivelul mental și emotiv, încearcă să te înconjuri pe tine și pe persoana care e interesată în această experiență cu o lumină albastră deschis pentru a avea un efect calmant și să chemi în jurul vostru îngerii, să te deschizi la donurile care îngerii ți le transmite sau ți le trimite pentru ca această situație să se comporte într-un mod cu pace, da? În această săptămână văd că are foarte multă importanță familia, da? Foarte, foarte multă importanță are familia și e posibil ca în trecutul dumneavoastră, în familia dumneavoastră e posibil ca dumneavoastră deja ați trecut prin acest tip de experiență. Și ce înseamnă? Că trebuie să vindecați acel tip de experiență care l-ați avut cu un membru din familia dumneavoastră. Trebuie să o înțelegeți și să o vindecați. În această săptămână, familia va avea un rol important în viața dumneavoastră și ceva, un copil sau, cum spuneam, ceva va fi o împăcare în familia dumneavoastră sau un copil se va întoarce în familia dumneavoastră, trebuie să faceți anumite clarificări în ce privește familia dumneavoastră. Eu am să citesc mai departe. Această întrebare care este, e ce privește problema familiei. Zice că e necesar ca să faci o muncă de vindecare în ce privește un membru din familia ta în particular. În ce privește prima persoană care îți vine în minte când tu vei citi sau vei auzi aceste cuvinte. Această carte vrea să-ți indice faptul că ai necesitatea de a vindeca uniunea familiei pentru... În ce sens? Pentru a avea poate vrei să petreci o seară cu familia sau o vacanță împreună cu familia ta. E posibil să vină, cum spuneam înainte, un nou membru în familia ta. Da, e posibil să se întoarcă un copil în familia ta sau să rămâi însărcinată, să afli că ai rămas însărcinată sau soția ta sau... iubita să afli că a rămas însărcinată. Altfel îmi spun că prietenii e ca și cum ar fi a doua familie pentru tine. A veni momentul ca tu să înfrunți emoții vechi pentru a lăsa în acest mod să plece, să le elimini. Trebuie să elimini acele emoții vechi care le ai. Să te liberezi de o schemă care nu-ți convine, care nu-ți place, iertând pe unul sau mai mulți membri din familia ta și pe tine însuți. Asta îmi spune că în această săptămână aveți de vindecat aceste emoții în ce privește familia, în ce privește un prieten, în ce privește un membru al familiei tale. Da? E posibil să afli că va veni un nou membru în familia ta. Destinul are un rol important în această săptămână pentru tine. Și cum spuneam, tu e posibil să primești un cadou. Asta ce înseamnă? Că e posibil să vină
un copil pe drum în ce te privește, dacă nu ai sau dorești un copil, sau dacă ai, e posibil să vină un copil. Ok, acestea au fost spuse, eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o săptămână plină de abundență, de iubire și de pace. Vă îmbrățișez cu drag și vă aștept data viitoare. Ne mai vedem. Ne vedem data viitoare cu un alt video, cu altă etalare în ce vă privește. Bineînțeles, la horoscopul zilnic. V-am pupat, vă îmbrățișez cu drag. La revedere, numai bine!